binecuvântările lor, familia Urda, familia Groza, sunt alături de copiii lor. E o cinste, este o onoare să îi vedem pe cei doi doctori, Eugen și Cristina, să le fim alături și să cerem ca binecuvântarea Domnului să fie peste ei, dar și peste noi toți, cu această deosebită și frumoasă ocazie. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Te binecuvântăm pe Tine, Stăpâne Doamne, pentru că ești Cel ce deschizi cerul, ești Cel ce dai de sus binecuvântarea Ta, ești Cel ce i-ai creat și i-ai lăsat să vină în lumea noastră pe Eugen și pe Cristina, iar astăzi suntem alături de ei la această bucurie a unirii celor două vieți, celor două destine. Îți mulțumim pentru ei, Doamne, și îi binecuvântăm în numele Tău. Binecuvântăm în numele Tău toată asistența și pe toți cei ce sunt astăzi alături de ei la această mare bucurie. Le binecuvântăm părinții și pe familia Urda și pe familia Groza și mulțumim pentru că le-ai dat putere, le-ai dat înțelepciune să crească astfel de copii de care să fie mândri. Doamne, știm că Tu ca și Tată Ceresc vrei să fii mândri de noi, copiii Tăi. Dă-ne înțelepciune în toate lucrurile. Dă-ne ajutor de sus, pentru ca să-ți facem cinste prin viața noastră. Iar acum te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, coboară în mijlocul nostru, Doamne, ia totul în stăpânirea Ta și lasă binecuvântarea Ta peste noi. Îți mulțumim că Tu ești viața noastră, ești mântuirea noastră și ești oaspetele de seamă la această nuntă. De aceea Ție ne închinăm și Te binecuvântăm, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Am o deosebită onoare să slujesc astăzi la această nuntă alături de pastorul și profesorul Iuliu Centea. Să fii binecuvântat, pastore! Te poftesc aici să anunți următoarele puncte în program și împreună să slujim pe Dumnezeu. Vă rog să faci loc. Bun venit tuturor, la cei mai mici, la cei mai mari. Astăzi Eugen spune în sfârșit, dar și Cristina spune în sfârșit. În sfârșit și un nou început. Fie un început cu Dumnezeu. Și de aceea avem această ceremonie religioasă, noi credem că ceea ce facem, facem în fața lui Dumnezeu, sau expresia Coram Deo, cred că este cunoscută. Ceea ce facem, facem în fața lui Dumnezeu. Mi-e bucurie să slujească și Sora Livia Creț. Avea o meditație, un vet, după aceea Coram Deo și pastorul Iorel va avea un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Sora Livia, rugăm să. Ziua de azi este un punct de cotitură major în viața voastră. De azi nu mai sunteți doi, alcătuiți un singur trup, așa cum a conceput Dumnezeu din creație și cum citim în Cartea Geneza, capitolul 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și se vor face un singur trup. De azi vă schimbați statutul și identitatea. Eugen, Cristina, de azi sunteți imaginea celei mai binecuvântate entități din univers. Sunteți imaginea trupului lui Hristos, a bisericii celor întâi născuți dintre cei morți. Eugen, în relația ta cu Cristina, de azi ocupi locul lui Hristos în relație cu trupul său, cu biserica. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Citim în Efeseni, capitolul 5, versetul 23.
Tu ai un mandat de îndeplinit în relația ta cu Cristina, să o iubești cum a iubit și Hristos biserica, până la jertfă, să te porți cu înțelepciune cu ea și să-i dai cinste ca unui vas mai slab, ca să nu-ți fie împiedicate rugăciunile. Fii preot în casa ta, cinstește-ți capul pe Hristos, în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Caută să fii evlavios și destoinic pentru orice lucrare bună și fii o pildă pentru casa ta, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Cristina, te admirăm cu toții în această zi specială, o zi la care toate fetele visează și care rămâne o piatră de aducere aminte pe drumul vieții. Nici mandatul tău nu este mai prejos. În relație cu soțul tău, ești imaginea bisericii în relație cu Hristos, capul ei. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, fii și tu supusă bărbatului tău în toate lucrurile, pentru că așa te îndeamnă cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 5, versetul 24. Și pentru că în economia lui Dumnezeu împlinirea vine dăruind, investește iubire în toate relațiile tale. Și pentru a-ți păstra paharul întotdeauna plin de să dea peste el, fii femeie a cuvântului. Prețuiește partea bună a Mariei din Betania, acea pasiune de a sta la picioarele Domnului și de a asculta cuvintele Lui, acel singur lucru care trebuie pentru a moșteni viața veșnică. Păstrează-l pe primul plan, pe primul loc în stabilirea priorităților tale și atunci vei reuși să faci partea Martei ca în Filipeni 2:14, fără cârtiri și fără șovăieli. Cultivă în viața ta de căsnicie caracterul din Proverbe 31, acele trăsături care îl oglindesc pe Dumnezeu, preocupându-te astfel nu de ceea ce izbește ochii, ci de omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Prin acest mod de viață, frumusețea ta lăuntrică se va reflecta asupra bărbatului tău și el va fi respectat în cetate. Și un gând de final pentru amândoi. Supuneți-vă unul altuia în frica lui Hristos. El să fie temelia și piatra din capul unghiului casei voastre. Amin. Mă rog să fie o binecuvântare prezentă, reală, în fiecare zi, în viața voastră de căsnicie. Cântarea pe care dorim să o cântăm acum, mă rog de asemenea să fie o realitate în viața voastră de căsnicie și în viața fiecăruia dintre noi, cei prezenți aici acum. Am aflat drumul fericirii, am aflat drumul către cer, în Iisus, regele iubirii, bucuriile în veci nu pierd. Amin.
Înțelepciune, înțelegere și, bineînțeles, într-un timp cât mai apropiat cu mulți copii în jurul vostru, care să fie la fel de frumoși ca voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Fericit că lângă mine
lăsat o ceruri către cel preanalt. El m-a ascultat, împlinit dorința mea. Și sunt fericit că lângă mine iată cei mai scump. Împreună vom străbatea vieții drum. Sora Livia, Domnul să vă binecuvinteze. Da, așa se cânta, așa e rugăciunea lor, au aflat drumul fericirii și noi n-avem decât să spunem amin. Așa să fie. Permiteți-mi să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, amintite aici de către Sora Livia. Creți Efeseni capitolul 5, de la versetul 22, rămâneți așa cum sunteți. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Amin. Permiteți-mi în scurt timp să ne oprim asupra acestui cuvânt al Scripturilor și să cugetăm la el. Și pentru că suntem înconjurați de lumea medicală astăzi, aș vrea să ne gândim la Scriptură ca și la prospectul unui medicament. Știi la ce folosește, știi ce reacții poate să aibă, știi cu ce nu-i bine să-l combini. Așa este Scriptura pentru viața omului. Este manualul de utilizare a ființei umane. Știm de ce să ne ferim, pentru că altfel facem reacții adverse. Știm ce ar fi bine să facem ca să funcționăm cum trebuie. Și atunci când doi tineri se unesc, un bărbat și o femeie, Biblia spune că înaintea oricărei nevoi, înaintea oricărei dorințe fizice, care e normală pentru că se iubesc, omul are nevoi spirituale, sufletești. Bărbatul are o anumită nevoie sufletească și femeia are o anumită nevoie sufletească. Și Domnul ne spune, Creatorul ne spune, iată, acesta e manualul de utilizare. Dacă nu satisfaceți aceste nevoi sufletești, relația aceea nu va merge bine. Și care sunt aceste nevoi? Începe Apostolul Pavel și spune, nu bărbaților iubiți-vă nevestele. Deși Apostolul Pavel n-a fost misogin. Dar nu vine să spună mai întâi, domnilor, fiți gentlemen cu nevestele voastre. Nu. El spune, după cum a primit de la Dumnezeu, că cea mai mare nevoie a unui bărbat este nevoia de a fi respectat. Este nevoia de a fi respectat. Sufletul unui bărbat cerșește, dacă vreți, respect. Și dacă cea de lângă el nu-i oferă respect, poate să-i ofere palate. Că sufletul lui va fi veșnic neîmplinit.
Și atunci vine Apostolul Pavel și spune, iată rețeta pentru o căsnicie fericită. Femeilor, voi sunteți cheia. Și Apostolul Pavel nu spune ceva nou, pentru că în Vechiul Testament, în Proverbe 14, înțeleptul Solomon vine și spune, nu un bărbat înțelept își zidește casă. Domnule profesor, dumneavoastră știți, sunt onorat să fiu aici, să-i reprezint într-un fel familia Urda, să reprezint familia Urda. Sunt prieteni vechi și mă bucur alături de ei. Să fiți binecuvântați. Vine înțeleptul Solomon și spune, femeia înțeleaptă își zidește casa. Nu bărbatul, femeia. De aceea Apostolul Pavel preia această învățătură și spune, femeilor, haideți să vă spun ceva. Dacă vreți să aveți cămin fericit, arătați respect soților lor, voștri. Și dacă arătați respect soților voștri, vă vor putea iubi. Își vor deschide inima. Și după ce voi le arătați respect, apoi zice Apostolul Pavel, acum să vă spun și nevoia sufletului feminin. Nevoia sufletului feminin este să fie iubită. Și nu privim la iubire doar ca și formă fizică, ci privim la iubirea ocrotitoare de care are nevoie sufletul unei femei. Da, să o vezi că are plasa plină cu cumpărături și tu să zici, stai, doamna mea, stai, uite aici, ai Schwarzenegger negăr, Eugen. Da. Să vadă că-i ocrotită, că-i respectată așa în această manifestare de iubire și grijă. Astea sunt nevoile de bază ale sufletului de bărbat și de femeie. Doctorița dragă, să nu uiți, tu ești cea care îți zidești casa. Domnul să-ți dea înțelepciune. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Mă uit la ei și îi apreciez atât de mult pentru că au arătat dragoste nu doar unul pentru altul atunci când au simțit că se plac, că sunt creați unul pentru celălalt. Au arătat dragoste și pentru cei din jur și în câțiva ani, în sărbătorile de iarnă, ne însoțeau pe la spitale și duceam bucurii mici copiilor din spital, bolnavilor de la secția paliativ, de la bolnavii terminali. Au arătat dragoste și grijă. Să știți că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Noi nici nu-L putem îndatora pe Dumnezeu, dar El chiar nu rămâne dator. Căsnicia este o școală. O școală în care mereu învățăm. Pastore, ești profesor și mai bine ca oricine realizezi lucrul acesta. Mereu învățăm. Învățăm cum să ne comportăm unul cu altul. Învățăm cum să ne adaptăm unul după celălalt. Pentru că noi venim din medii diferite atunci când intrăm într-o relație de căsătorie și nu venim ființe perfecte. De aceea, într-un studiu pe care l-am ținut cu biserica, le spuneam că ar trebui, atunci când oficiez cununii în biserică, să spun, se cunună robul lui Dumnezeu imperfect, nu zic acum Eugen, zic Viorel, da? Cu roba lui Dumnezeu imperfecta Valeria. Pentru că cei doi nu sunt ființe perfecte. Să nu vă așteptați că totul să fie extraordinar și dacă apare ceva care nu funcționează, wow, o dezamăgire totală, nu! Noi abia acum, voi abia acum veți începe să vă cunoașteți, să vă formați și să dați unul după celălalt. Dar nu uitați, înaintea oricărei nevoi
e nevoia sufletului. El să fie respectat și tu să fii iubită cu o iubire ocrotitoare. Și aș vrea să închei spunându-vă următoarele. Pentru că suntem ființe imperfecte și pentru că Dumnezeu este ajutorul nostru pe calea dreaptă, aș vrea să priviți familia ca și un magazin. Un magazin care are o vitrină și în vitrină le aranjează toate lucrurile și când treci pe trotuar și te uiți, zici, wow, ce frumos! Dar să știți că magazinul acela are și loc de prezentare, dar are și o magazie în spate. Și acolo nu sunt puse toate hainele pe manechin. Acolo și aruncate unul într-o parte, unul într-altul. Nu sunt toate perfecte. Așa e și căsnicia, să știți. Nu există în lume o căsnicie perfectă. Pentru că nici mireasa lui Hristos nu este perfectă. El transformă prin Duhul Sfânt mireasa lui să o prezinte fără pată și fără zbârcitură. Urmează o perioadă de machiaj spiritual, da? În care orice pată, orice zbârcitură trebuie dată la o parte. Și dacă vor fi lucruri care nu vor funcționa din prima și vor exista neînțelegeri, opinii diferite, ceea ce e normal, să știți că alea-s lucrurile din magazie. Aranjați-le cât se poate. Dar e important ca voi doi, sufletele voastre să fie unite. Și când sufletele sunt unite, veți prezenta în fața oamenilor o imagine atât de plăcută. Se va uita omul la voi și va zice, wow, ce vitrină frumoasă! Nu înseamnă că atunci vor fi perfecți. Până când plecăm din lumea asta, tot e timp de schimbare, de cizelare, de formare. Dar înseamnă că îl reprezentați cât mai frumos și cât mai bine pe Hristos. Vă doresc din toată inima mea să fiți binecuvântați, să fiți fericiți și încă o dată nu uitați. Cea mai mare nevoie e nevoia sufletului omenesc. Bărbatul să fie respectat și astfel poate să ofere iubire ocrotitoare. M-a întrebat cineva, pastore, dar ce înseamnă aia că bărbatul să fie respectat? Că uneori așa mă enervează și zic, sora mea, dar nu-i fratele în Hristos? E fratele în Hristos. Dar parcă în ciuda mea spune că laptele e negru. Și atunci să las după el? Și am zis, depinde ce te interesează. Dacă te interesează pace în casă, îi spui că strălucește de negru. Are un luciu negru perfect. Și el știe că nu e așa. Va merge fericit și satisfăcut. Și după 5 minute va veni să te pupe pe frunte să spună mulțumesc că ai lăsat după mine. Dar dacă nu vrei pace în casă și vrei dreptate, atunci poți aduce toate argumentele din lume că laptele e alb, că el nu va accepta niciun argument. Și vei avea dreptate, dar nu vei avea pace. Alegeți în căminele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, ce doriți. Eu mă rog să alegem înțelept. Eu mă rog să privim la celălalt ca la un suflet care are în primul rând nevoia lui sufletească. Și atunci când cei doi vor împlini aceste nevoi, va fi în casa lor colț de rai. Doamne, binecuvântă-i de plin. Amin. Mulțumim, pastorul Viorel, pentru acest prospect de medicament. După ce prietenii noștri la Corandeu vor mai cânta,
Mesajul următor va fi despre asigurări în familie. Cred că inima ta de maestru în asigurări se va bucura să vadă așa ceva. Deci nu doar medicamente, e foarte important să avem, dar și asigurare. Este o asigurare cea mai bună, să vedem care este asta pentru familie, pentru toate problemele din familie. Prezintă rugăciunea Tatăl nostru, spune de la versetul 9 până la 15 în felul următor. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Problema iertării este vitală. Și asigurarea iertării din partea Tatălui Ceresc depinde de modul în care iertăm. Și primul loc unde trebuie să iertăm este familia. Nu spitalul, nu cabinetul medical, nu Ministerul Sănătății. Primul loc unde trebuie să iertăm este familia. Este o asigurare fantastică ce zice Domnul Iisus Hristos.
Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și cel mai bine le vezi în familie, și Tatăl vostru va ierta greșelile voastre. Însă, este și inversul asigurării. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Dumnezeu să vă dea harul, să fiți mereu asigurați, mereu să iertați. 7 zile din 7. Vreau să rămân la rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea aceasta este o rugăciune de asigurare în toate zilele. Să vă gândiți la această rugăciune. Nu doar ideea de iertare, asigurarea iertării, ci și asigurarea prin această rugăciune. Putem împărți în două părți rugăciune. Vreau să vorbesc despre Tatăl nostru și familie. Sunt 3 cereri verticale și 4 cereri orizontale. Trebuie să dați prioritatea lui Dumnezeu în familie. În căutările voastre. Oricât de mult toboseală ați avea, oricât de multe gărzi ați face, oricât de multe lucruri, prioritatea lui Dumnezeu. Și cele 3 cereri verticale sunt verticale pentru că se interesează de Dumnezeu. Sunt problemele lui Dumnezeu, nu ale noastre. Sfințească-se numele Tău. Lauda, chinare. Știu că voi sunteți deschiși la așa ceva. Vă cunosc de ani de zile. M-ați mai crescut. A doua cerere verticală, vie împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu. Această împărăție este superbă, este magnifică. Împărățiile Pământului se ridică și cad, nu? Vedeți, Venezuela a fost un stat superb, era perlă, era Elveția. A aderat la socialism și a ajuns gunoi Americii de Sud. Împărățiile se ridică și cad. Dar este o împărăție care nu va cădea niciodată. Și e bine să o căutați. Este împărăția lui Dumnezeu, este împărăția lui Hristos, este împărăția cerurilor. Să fiți oameni împărăției lui Dumnezeu. Și să vă rugați pentru asta. Noi la asta ne uităm. Trăim în împărăție, dar vedem și va veni această împărăție. Și facă-se voia ta. Deci cele 3 cereri verticale se ocupă de numele lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Căutați voia lui Dumnezeu în familia voastră și lucrurile mărunte. Doamne, care e voia ta? Facă-se voia ta în toate lucrurile, facă-se voia ta. Cu toate e o agonie, că odată trebuie și timp de post, de rugăciune, trebuie și alții să mă mai ajute în asta, rugați-vă pentru noi. Pentru că dacă se face voia lui Dumnezeu în familia voastră, acești oameni imperfecți vor supraviețui. Acești oameni imperfecți se vor bucura de viață. Acești oameni imperfecți vor găsi fericirea. Facă-se voia ta. Eu vreau asta pentru voi. Să facă voia lui Dumnezeu în familia voastră. Cele 4 cereri orizontale aduc o schimbare de paradigmă, de model în rugăciunea Tatăl nostru. Primele 3 cereri verticale erau la singular. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Dar când trecem la la linia asta orizontală, sunt 4 cereri, dar nu este niciun asemenea, toate sunt la plural. Pâinea noastră, nu ce pâinea mea. Primul loc unde învățăm pluralul este familia. Cereți împreună, pâinea noastră. Dacă până acum ați cerut la singular, pâinea mea, acum, pâinea noastră. Și interesant că prima cerere orizontală se referă la pâine, se referă la lucrurile materiale, se referă la hrană, se referă la împlinirea nevoilor de bază. Doamne, dă-ne înțelepciune. Doamne, dă-ne pâine. Dă-ne pâinea noastră cele toate zilele. Avem o asigurare că cineva în cer este preocupat de pâinea noastră. Avem o asigurare că lui Dumnezeu îi pasă de pâinea noastră. Lui Dumnezeu îi pasă de împlinirile noastre. Împlinirile noastre biologice, împlinirile noastre psihice, împlinirile noastre omenești. Asta înseamnă pâine. Nu uitați, la Dumnezeu este posibilitatea să primiți mereu această pâine. Cereți-o împreună, pâinea noastră. Pluralul continuă. A doua cerere pe orizontală. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Iar greșelile noastre. Greșelile trebuie iertate. Pe cum și ne iertăm greșiților noștri. Și primul loc unde ierți este familia.
Nu fiți aroganți să credeți că sunteți perfecți. A doua cerere pe orizontală arată imperfecțiunea noastră. Cel mai bine imperfecțiunea se vede în familie. Dar cereți iertare nu doar pentru voi ca și persoane individuale. Cereți iertare pe și ne iartă nouă. Pluralul continuă, iartă nouă. Modelul de soție, care îmi place cel mai mult din Vechiul Testament, nu este Eva, care era Miss Planeta Terra, așa era, deci. Modelul nu este nici împărăteasa din Seba, un model de înțelepciune și de căutare, ci este Sephora, o femeie a pustiei. Sephora care s-a luptat cu Dumnezeu să-și apere soț, s-a luptat să-și apere soțul pe Moise. Dumnezeu era supra pe Moise, Sephora a zis, nu, eu mă lupt pentru soțul meu, nu, lasă-l pedepsit. Asta este un model fantastic. Și ne iartă nouă, Doamne, iartă pe soțul meu, iartă pe soția mea, iartă-ne pe noi. Deci bătălia asta pentru iertare. Nu uitați, a doua cerere orizontală din Tatăl nostru este pentru iertare. Dar bătălia asta se continuă și înainte de Dumnezeu. Doamne, iartă-l. A treia cerere orizontală nu ne duce pe noi în ispită, pe noi. Din nou este plural. Ispite. Adică nu te preocupi doar de ispitele tale personale, te preocupi și de ispitele prin care trece partenerul de viață. Și te rogi pentru aceste ispite. Repet, primul loc unde învățăm pluralul, pentru că cele patru cerere orizontale sunt a plural, e familia. Păi biserica, societatea, deci se poate extinde prin cercul concentric. Doamne, oare astăzi prin ce ispite va trece la servici? Oare ce control de la DSP va mai avea? Doamne, nu ne duce pe noi ispite. Dar sunt și alte ispite. Care vezi o minciună pe internet și o crezi, tot o ispită. Extraterestre, ai invadat New York și unii deja aproape au făcut infarct. Doamne, nu ne duce pe noi în ispită. Nici de fake news, nici de oameni, nici Satan să nu ne ispitească, nu ne duce. Nu-l duce nici pe partenerul meu, Doamne, nici pe partenera, pe soț, pe soție, nu ne duce. Fiți atenți că este o rugăciune la plural, nu este la singular. Nu ne duce pe noi în ispită. Să nu credeți că nu o să fiți ispitiți. O să fiți ispitiți cum au fost părinții voștri. Cum înaintăm în timp, ispitele sunt tot mai rafinate. Dar rugăciunea asta la plural e asigurare. Nu ne duce. Nu o duce pe Cristina. Nu o duce pe Eugen, Doamne, în ispită. Și a patra cerere, izbăvește-ne de cel rău. Pe noi, izbăvește-ne de cel rău. Cel rău poate fi diavolul și este. Dar pot fi și oameni răi. Pot fi contextele. Dar izbăvește-mi partenerul din contextele, de oameni răi. De șef răi. Izbăvește-ne de cel rău, pentru că cel rău are mii de manifestări, mii de fețe. Și eu trebuie să învăț să mă rog în sensul acesta. Nu doar pentru mine mă rog. Mă rog și pentru partenerul de viață. Partenerul de viață. Vedeți cele patru cereri orizontale? Că sunt asigurări pentru noi. Că putem, într-o lume rea, să supraviețuim, dar mai mult decât supraviețuim, să ne bucurăm. Și să fim chiar învingători. Și dacă suntem înfrânți, să ne ridicăm. Cum zice și cântecul acela, tu mă ridici, așa. Vreau să repet doar cele patru cereri verticale. Pâinea noastră, iertarea noastră, ispitele noastre, izbăvirile noastre. Aveți asigurarea, dacă vă uitați la Tatăl nostru, că toate aceste lucruri necesare pe orizontală pot fi ale voastre și veți gusta ce înseamnă rugăciunea Tatăl nostru zi de zi în familia voastră. Și veți vedea că trăirea după rugăciunea Tatăl nostru vă va da o asigurare de biruință, de fericire autentică în viață. E adevărat, intensitățile pot varia. Dar important că este posibilitatea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru mine personal este o bucurie deosebită să vă văd împreună și vă doresc drum bun. Drum bun pe această cale a căsătoriei. Ne-a onorat deosebit când Eugen, ca absolvent al liceului Betel, a intrat primul. Și se întreba unii, ce școală asta? Cine e dirigente, nu? Pentru Cristina m-am bucurat, știu de când era mai mică de 1,50 m.
acum este înălțime de brad. Iubea pe Domnul, căuta fața Domnului și plăcea că nu era arogantă. Păstrați-vă smerenia, păstrați-vă spiritul de competitivitate, dar nu uitați în familie, sunteți deja împreună, luptați împreună, căutați binele celorlalt împreună și mai presus de toate, cele trei cereri pe verticală. Doamne, numele Tău, împărăția Ta și voia Ta, vrem să fie țintele pentru care ne luptăm. Asigurările acestea să fie vie viața noastră. Cum urmează momentul de binecuvântare, rog să vă ridicați toți în picioare. Ei vor rosti jurămintele, apoi împreună cu pastorul Sava ne vor ruga pentru ei. Pe rugăciunea de binecuvântare va fi un duet, Tatăl nostru, un duet, cântec de binecuvântare. Eu, Eugen, te iau pe tine, Cristina, în căsătorie, să-mi fii soție prin legământ. Promis solemn în fața lui Dumnezeu și a martorilor, cei văzuți și nevăzuți, să-ți fiu un soț iubitor, să te iubesc, să te protejez, să fiu credincios, să te respect și să te onorez, să te încurajez mereu, să-ți împlinesc nevoile atâta timp cât voi trăi pe pământ, în orice moment al vieții tale, așa să-mi ajute Dumnezeu. Te iubesc! Eu, Cristina, te iau pe tine, Eugen, ca soț. Accept să intru în căsătorie cu tine prin legământ. Promis solemn în fața lui Dumnezeu și a acestor martori, să-ți fii o soție credincioasă, să te respect și să te onorezi. Călăuzită de un duh blând și liniștit, să te încurajez în orice circunstanțe ale vieții, să te iubesc și să răspund iubirii tale, atât timp cât voi fi pe acest pământ. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamne, suntem atât de bucuroși să stăm înaintea Ta cu aceste două suflete. De aceea, din cerul Tău înalt, așa cum stau îngenunchiați, ne rugăm să binecuvintezi de plin pe Eugen și Cristina. Amin. Legământul pe care l-au rostit, fiecare cuvânt să fie scris pe o piatră veșnică înaintea Ta. Și acest legământ să dureze până în eternitate. Amin. În numele lui Iisus cer protecție deplină peste ei, peste viața lor, viitorul lor. Și așa cum am auzit din cuvântul Tău, izbăvește-i de cel rău. Amin. Lasă binecuvântare în domeniul profesional, lasă binecuvântare prin ei pentru multe alte suflete și trupuri care vor avea nevoie de ajutorul. Mă rog să îi binecuvintez la vremea hotărâtă și cu copii. Mă rog, Doamne, să le binecuvintez părinții și pe toți cei dragi. Și începând de astăzi să fie gata să intre în această școală a iubirii împreună cu Tine. În numele lui Iisus m-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin. Este o zi de bucurie, Doamne. Și-și cer întâi să binecuvântez părinților și să mulțumesc pentru părinților, familiile pe care am crescut. Astăzi este această separație și începerea unei noi familii. Nu ești Dumnezeul care a inventat familia, binecuvântează noua familie. Binecuvântează-L pe Eugen ca soț, pe Cristina ca soție. Te rog de ungerea deosebită a înțelepciunii tale, înțelepciune supranaturală într-o lume tot mai nebună. Să fie lumini în lume, Doamne, lumini înțelepte.
să lumineze spiritual, să fie oameni împărăției tale, să lumineze social, să lumineze relațional și mai ales casa lor să fie un cuib de lumină, casa lor să fie un cuib de iubire, casa lor să fie un loc unde se manifestă providența ta. Cer, Doamne, binecuvântările tale din toate punctele de vedere peste ei. Ei au rostit această juință de legământ. Legământul acesta este pe viață. Dacă vor fi furtuni care vor lovi în acest legământ, dă-le biruință în furtună. Și mai ales, dărește-le această iubire care se renoiește în permanență. Renoiește iubirea lor, renoiește legământul lor. Și fie, Doamne, Dumnezeul meu, Tu cel care ai instituit familia, să-i vizitezi, să-i binecuvintezi, să-i iei de mână când au nevoie să fie luați de mână, să-i treci prin furtuni când trec prin furtuni. Și mai ales, să fie, Doamne, oameni împliniți, să fie o familie împlinită, această căsătorie să aducă împlinire. Toate aceste binecuvântări le rostim în numele Lui Iisus și mulțumim în numele Lui Iisus. Amin. Ei s-au ridicat, vă urmă în picioare și am ascultat acest cântec binecuvântare.
Vrem să închem rostind toți rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să rostim cu toți împreună. Pentru prima oară rostiți și voi ca și miri Tatăl nostru împreună. Și vom lăsa ca microfonul să fie la ei, la începeți voi Tatăl nostru. Și ne vom continua. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Îi binecuvântăm pe cei doi, tânăra familie Urda. Fie binecuvântați de Domnul, vă rog să-i aplaudați. Ești cu mine, eu simt prezența Ta. Forță, putere, eu am să pot lupta. Iisuse bun, te rog acum să vrei să mă primești. Cu Tine vreau să trăiesc. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, viața mea ți-aparține. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, mâna-s toate le ține. Fie greu, cât de greu, eu mă-ncred în brațul Tău. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, voia Ta să cea divină lasă să curg acum ca un râu peste mine. Fii Doamne al meu stăpân. Sunt schimbat căci am aflat cât Tu mă prețuiești. Cu Tine vreau să trăiesc. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, viața mea ți-aparține. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, mâna-s toate le ține. Fie greu, cât de greu, eu mă-ncred în brațul Tău. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, voia Ta să fac. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, Tu-mi ești tot. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, viața mea ți-aparține. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, mâna-s toate le ține. Fie greu, cât de greu, eu mă-ncred în brațul Tău. Trăiesc, trăiesc pentru Tine. Să-mi ia, tu-mi ești.
Toți onorați de invitația celor doi de a fi alături de ei în această dupămasă, seară magică. Eu sunt Călin Ciuciui și vă voi prezenta momentele importante de pe parcursul acestei seri. Și împreună cu ajutorul vostru îmi propun să creăm o seară, o dupămasă de neuitat. Pentru moment, haideți să ne ridicăm picioare, fiindcă am vrea ca să intre, să treacă pe lângă toate mesele, pe cât posibil, mirii noștri îndrăgostiți, Eugen și Cristina. Bucatele din care o vom gusta. Frate Nelu, dacă puteți să veniți.
avem o ocazie deosebită să ne bucurăm împreună, ca și copii ai Tăi, și Tu ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos și pentru mântuirea pe care am primit-o prin El. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem aici împreună la părtășie, împreună cu familia tânără Urdă. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi. Să le dai o cale frumoasă în viața lor de credință, de familie, să-i binecuvintezi cu copii sănătoși și frumoși și fie ca viața lor să fie ascunsă în Tine și numele lor să fie pentru veci de veci scrise în Cartea Cerului. Pentru fiecare dintre noi care suntem aici, te rugăm, Doamne, să ne dai bucuria acestei seri și părtășie împreună, toți la oaltă. Și fie ca numele Tău să fie cinstit în această seară și Tu să-ți iei slava și lauda din mijlocul nostru. Te rugăm să binecuvintești și darurile de mâncare și fie, Doamne, să le luăm cu mulțumire pentru că Tu ți-ai deschis mâna și noi îți mulțumim pentru aceasta. Fie numele Tău binecuvântat acum și în veci de veci. Amin. Mulțumim, frate Nelu. Puteți ocupați locul și vă dorim poftă bună. În continuare, vreau doar ca să vă spun câteva anunțuri importante înainte ca să invit în continuare, de fapt, să îi las pe muzicieni să ne delecteze cu talentul lor muzical. Mirii au pregătit un candy bar delicios pe care ei îl vor deschide, vor face câteva poze după servirea aperitivelor. Așa că, până atunci, bucurați-vă de aperitive. De asemenea, au și un fotobooth care îl vor deschide puțin mai târziu, unde să faceți poze, fiindcă după aperitive, ei și după deschiderea candy bar-ului vor să facă poze cu familia imediată și cu toți nuntașii. Așa că asta urmează. De asemenea, vă încurajăm în timp ce vom face poze să nu dați tag la sala de evenimente Emerald. Înțelegeți de ce, ok? De asemenea, ce vă încurajez este când vom merge să facem poze, să faceți și un selfie cu Eugen și Cristina și să postați pe Facebook sau pe Instagram cu mențiunea hashtag Eugen și Cristina, ca și ceilalți care poate n-au reușit să vină din cauza circumstanțelor, să poată să vadă. Dar nu dați tag la sala de evenimente Emerald în timp ce faceți asta. Fiindcă la activitatea aceasta, persoana care va reuși să atragă cele mai multe like-uri la sfârșitul nunții, până la sfârșitul nunții, va primi încă un candy bar delicios la ei la masă. O cutie de ciocolată specială pentru voi din partea lui Eugen și Cristina. Așa că, când veți ajunge la poze, faceți și un selfie, postați-l și să vedem cine va reuși să atragă cele mai multe. Acum vă las în compania unor muzicieni de excepție, Corandeo! Și când la bine și la rău, că zicia este o minune, eu dau
trimis din cer de sus. E un semn al dragostei divine, că și noi sunt venirea sa lui. Că zicia este o minune, e un dar trimis din cer de sus. E un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui. Vă dorim doar binecuvântare, să rămâneți neclintiți în încercare. Fiecare zi în dragoste curată, să vă păstrați haina nepătată. Că zicia este o minune, e un dar trimis din cer de sus. E un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui. Că zicia este o minune, e un dar trimis din cer de sus. E un semn al dragostei divine, că și noi suntem mireasa lui. Se sfâșie printre căci furiși, ce taină spune-n graiul său izvorul, învolburat în moche din anii. Ce spune părul ce împrăște drumul, cu trupul plânt de orice mânărea. Ce spune în căminul tău parfumul, din trandafirii roțe mâna ta. Iubește, spune roa dimineții, ci spune ea mereu prin gingășia unei flori. Iubește, căci iubirea e eternă, și în ea s-ascunde o viață comod. Iubește, spune roa dimineții, ci spune ea mereu prin gingășia unei flori. Iubește, căci iubirea e eternă, și în ea s-ascunde o viață cu comod. Iubește, spune mierea din lucernă și adierea florilor de tei. Iubește că iubirea e eternă, și iată că a venit și vremea ei. Nu spune un gând ce dragoste n-aduce, și nu privi de nu privești duios. Și-abia atunci prin șoapta voastră dulce, va suspina și va vorbi Hristos. Iubește, spune roa dimineții, și spune ea mereu prin gingășia unei flori. Iubește, căci iubirea e eternă, și-n ea s-ascunde o viață cu comod. Iubește, spune roa dimineții, și spune ea mereu prin gingășia unei flori. Iubește, căci iubirea e eternă, și-n ea s-ascunde o viață cu comod. Aici
visul vostru s-a împlinit acum, chiar aici, iubirea voastră v-a unit. Cerul vă va ocruti pe acest drum când veți porni acum, aici, promit. Dacă nori și ploaie dea să vin în calea ta, dacă cerul tunecos nu se va senina, voi ruga la Tatăl meu ceresc să liniștească regarea și seninul să-l pătrundă viața ta. Iubirea voastră v-a unit, cerul vă va ocroti pe acest drum când veți porni acum, aici, promit. Promis să te iubesc așa cum ești iubit și să mă dăruiesc cu tot ce sunt, cu tot ce am și tot ce vreau. Să te respect, să te iubesc, e ruga mea. Acum, aici, visul vostru s-a împlinit acum, chiar aici, iubirea voastră v-a unit. Cerul vă va ocroti pe acest drum când veți porni acum, aici, promit. Tu ai trimis cuvântul vieții când departe rătăcea. Tu ești roa dimineții, Doamne, Tu ești tot ce am. Tu ești iubirea mea din cer și dinețile pe care eu cu dor aștept. Tu ești soarele ce-mi încălzește inima, doar lângă tine, prin iubire, eu pot exista. Tu ești iubirea mea din cer și dinețile pe care eu cu dor aștept. Tu ești soarele ce-mi încălzește inima, doar lângă tine, prin iubire, eu pot exista. În tine am găsit o dină și o fereastră către cer.
m-ai trimis cuvântul vieții, e departe rătăceam. Tu ești roa dimineții, Doamne, Tu ești tot ce am. Tu nu ești iubirea mea din cer, ci diminețile pe care eu Tu doi aștept. Tu ești soarele ce-mi încălzește inima, va lângă Tine prin iubire eu pot exista. Tu ești iubirea mea din cer, ci diminețile pe care eu Tu doi aștept. Tu ești soarele ce-mi încălzește inima, doar lângă Tine prin iubire eu pot exista. Bine mereu, voi crede veșnic în Tine, Tu ești al meu Dumnezeu, Doamne, doar lângă Tine. Îmi va fi bine mereu, crede veșnic în Tine, Tu ești al meu Dumnezeu. Și diminețile pe care eu Tu doi aștept. Tu ești soarele ce-mi încălzește inima, doar lângă Tine prin iubire eu pot exista. Tu ești iubirea mea din cer, și diminețile pe care eu Tu doi aștept. Tu ești soarele ce-mi încălzește inima, doar lângă Tine prin iubire eu pot exista.